N-ați avut curent? Niciodată? Nu, nu. Niciodată? Nu. Și nu... Cum stați așa, fără curent? Cu lampă. Am găsit această familie în localitatea Pofești din Vrancea. Într-o singură cameră stau mama și cei doi copii de 6 și 14 ani. Au rămas fără tată în urmă cu un an, din cauza unei boli crunte care l-a răpus. Deși au trecut prin multe greutăți, cei doi frați nu au renunțat niciodată la școală și chiar au ținut pasul cu colegii lor mai înstăriți. Aici dorme cu mama și aici dorme fratele meu. Câți ani are fratele tău? Face 14 ani. Curent electric nu au avut niciodată, dar întotdeauna au mers la școală cu temele făcute. Ia, cum vezi tu? Cu asta înveți tu? Da. Să prinde? Da. Până așa, dimineața când mă trezesc, la 7 o fac din... De aici sună ta doamna de română. În ciuda greutăților, cei trei nu se plâng nimănui. Ori am ce mânca, ori nu am. Unde munciți? Pe unde tic, așa. Deci munciți cu ziua. Da. Este foarte dificil de conceput cum doi copii pot învăța la o tabletă, fie ea și donată de către cineva, în condițiile în care copiii aceștia n-au văzut niciodată curent electric, ca să nu mai vorbim de internet. Să lucrezi pe tabletă? Adică ai vrea să lucrezi? Dacă mă învață domnul dirigent, știu.